Vă invit cu respect să vă ridicați în picioare, să-i dăm cinste lui Dumnezeu și să deschidem la Efeseni, capitolul 4. O să citim de la versetul 11 la 16. Cuvântul Domnului spune astfel: și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copiii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Din El, tot trupul bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Amin. Dumnezeu ne-a binecuvântat în ziua de astăzi să fim în casa lui Dumnezeu și lucrul acesta este un mare har din partea Lui, să putem să stăm la închinare, să putem să stăm în rugăciune înaintea Domnului. Și în dimineața aceasta aș vrea să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu câteva lucruri importante cât privește relația noastră cu Dumnezeu și în mod special aș vrea să vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu despre maturitatea spirituală. Duminica trecută, în câteva rânduri s-a amintit, așa, printre altele, despre maturitate spirituală. Cu ceva timp în urmă, în biserică unde am slujit, la Castel San Giovanni, am avut o perioadă de timp în care ne-am rugat Domnului pentru familii și în fiecare zi noi puneam pe grupul de biserică familiile și cauzele pentru care să ne rugăm. Unul dintre aspecte care era și care rămâne în viața noastră este că vrem să ne rugăm în mod special pentru creștere și maturizare spirituală. Lucrul acesta este unul dintre lucrurile cele mai importante din viața unui copil al lui Dumnezeu. Apostolul Pavel aici, când scrie Efesenilor, vorbește exact despre lucrul ăsta. Maturitatea spirituală e o chestiune foarte importantă pentru noi ca și copii al lui Dumnezeu. Noi trebuie să punem accentul pe aspectul ăsta pentru că este esențial. Luând-o din punct de vedere uman, dacă e să vorbim despre aspectul acesta și privim în viața noastră, un copil se naște și el crește. Are perioada de copilărie, are perioada de adolescență, de tinerețe și apoi crește un om mare. Un copil care se naște și crește foarte încet sau aproape deloc. Asta e o problemă. Apostolul Pavel spune despre lucrul ăsta, vorbește exact despre aspectul ăsta, să nu mai fim copii, adică să nu rămânem la stadiul acela de copii. În viața de credință, unii îl primesc pe Domnul Iisus Hristos din tinerețe sau din adolescență. Alții îl primesc pe Domnul, ce știu, în perioada de medie a vârstei. Alții îl primesc pe Domnul în perioada mai înaintată. Dar indiferent când cineva îl primește pe Domnul, lucrul cel mai important este să nu rămână la stadiul acela în care el l-a primit pe Domnul. Lucrul acesta este foarte important. Este atât de caragios ca cineva, și nu numai caragios, este dureros în același timp pentru un părinte să își vadă copilul că nu se dezvoltă din punct de vedere spiritual. Nu se dezvoltă din punct de vedere firesc, dar din punct de vedere spiritual, același lucru este atunci când Dumnezeu privește la noi, când privește la viața noastră și vede că nu ne mai maturizăm, că rămânem la aceleași lucruri mărunte. Aș vrea în ziua de astăzi să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu că maturitatea spirituală este un lucru esențial pentru viața noastră. Și Dumnezeu vrea ca noi să creștem în privința aceasta, să fim maturi din punct de vedere spiritual. Cu ceva timp în urmă vorbeam cu fratele Petru de un aspect
Și i-am spus de o chestiune din asta de a noastră, în ceea ce privește slujirea, și el îmi spune, bine, cine se ocupă de asta, astea-s copilării. Este adevărat aspectul ăsta, dar am vrea ca să nu mai fie nicio copilărie în viața noastră și nici în viața bisericii, nici în viața familiei, să nu mai fie nicio copilărie, și Domnul să ne ajute să creștem din punct de vedere spiritual, să ne maturizăm. În momentul în care copiii lui Dumnezeu cresc, se maturizează, persoanele respective pot ca să îl slujească pe Domnul, pot ca să aibă o relație cu Dumnezeu deosebită și pot ca să fie folositor lui Dumnezeu. Ideea maturității în Biblie, cuvântul maturitate spirituală în Biblie, maturitate în general, nu îl găsim. Ideea despre maturitate este mai degrabă cuvântul desăvârșit. Desăvârșit sau matur. Gândește la un alt nivel, gândește la un nivel matur sau la un nivel desăvârșit. Nu mai rămâne la nivelul acela de jos, ci la un nivel superior. Este o persoană desăvârșită din punct de vedere spiritual. Prin ce vedem maturitatea? Definiția maturității este atunci când o persoană și-a clădit viața din punct de vedere spiritual și temelia pe credința personală în Domnul Iisus Hristos. O persoană care l-a primit pe Domnul Iisus Hristos în inimă, îl slujește pe El și are o ulterioară plinătate a Duhului Sfânt în viața lui. De aceea nu rămânem doar la aspectul acesta de a gândi matur, ci o persoană care îl primește pe Hristos în inimă, o persoană care îl are pe Duhul Sfânt, are umplerea cu Duhul Sfânt în inima lui, în viața lui, și îl slujește pe Dumnezeu, și în călătoria spirituală a acelei persoane întotdeauna rămâne cu țelul acesta de a trăi împreună cu Domnul Iisus Hristos toată viața. Dumnezeu să ne binecuvinteze, pentru că în felul acesta o persoană matură din punct de vedere spiritual poate ca să fie folosită de Dumnezeu în scopul și în voia lui Dumnezeu. Prin ce se vede maturitatea spirituală? Maturitatea spirituală, în primul rând, este manifestată prin hrana care se hrănește persoana respectivă. Un copil nu poate să mănânce carne. Nu poți să-i dai să mănânce la un prunc nou născut, să mănânce orice. Se hrănește cu laptele de la mama sa. Maturitatea se vede prin hrana pe care o primești din punct de vedere spiritual. Și aici este, din punct de vedere spiritual, este cuvântul lui Dumnezeu care lucrează împreună cu Duhul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre faptul acesta, creștinul matur se hrănește cu cuvântul Domnului. Și rămân la cuvântul acesta care întotdeauna noi îl cităm, Iosua 1:8. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să rămână la baza vieții noastre spirituale. Și mai ales în perioada aceasta în care trăim noi, oamenii se apropie tot mai puțin de cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie la baza vieții noastre. Și nu numai cuvântul lui Dumnezeu, ci împreună cu Duhul Sfânt, care trebuie să lucreze și trebuie să conducă viața noastră spirituală, pentru că în momentul în care noi cunoaștem adevărul, adevărul ne face oameni liberi. Cuvântul lui Dumnezeu este acela care transformă viața noastră. Cunoașterea sporită a cuvântului lui Dumnezeu ne aduce o creștere spirituală deosebită. Atunci când oamenii se îndreaptă spre cuvântul lui Dumnezeu, când iau cuvântul lui Dumnezeu și îl citesc, îl memorează, cuvântul acesta aduce transformare vieții lor. Cei mai mulți oameni nu citesc cuvântul lui Dumnezeu. Cei mai mulți nu numai că nu citesc cuvântul lui Dumnezeu, nu memorează cuvântul lui Dumnezeu, nu studiază cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul acesta transformă vieți. Avem nevoie de transformare, transformarea caracterului nostru, transformarea vorbirii noastre, transformarea trăirii noastre. Cuvântul lui Dumnezeu poate ca să facă și să ne aducă la acea maturitate spirituală deosebită.
rolul Duhului Sfânt în viața noastră este ca acest cuvânt îl aduce să fie trăit în viața noastră în fiecare zi. Bucuria pe care o dă Duhul Sfânt în citirea Cuvântului lui Dumnezeu. Nu numai bucuria, dar dă și această transformare a vieții noastre, Cuvântul lui Dumnezeu. Am observat un aspect. Un om care este îndrăgostit de Cuvântul lui Dumnezeu, care îi place Cuvântul lui Dumnezeu, când citește Cuvântul lui Dumnezeu, este plin de bucuria lui Dumnezeu și nu numai că are bucuria lui Dumnezeu. Am observat un aspect atunci când m-am apropiat de Cuvântul lui Dumnezeu într-un mod mai deosebit. Cuvântul lui Dumnezeu te aduce la acel nivel spiritual deosebit încât pur și simplu poți ca să citești Cuvântul lui Dumnezeu cu lacrimi pe ochi, de bucurie. Cuvântul acesta aduce acea transformare interioară a vieții și binecuvântarea lui Dumnezeu care îți dă putere să treci biruitor peste orice încercare. În al doilea rând, prin ce se vede maturitatea spirituală este că maturitatea spirituală este manifestată prin discernământ și asta înseamnă înțelepciune. Înțelepciune. Creștinul matur poate să facă diferența între adevăr și eroare spirituală. Creștinul matur face diferența aceasta între adevăr și eroare. De foarte multe ori se vede această imaturitate spirituală prin faptul că mulți nu știu dacă un lucru este păcat sau nu este păcat. Noi ca și copii ai lui Dumnezeu, când ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu ne dă înțelepciune. Duhul lui Dumnezeu ne dă înțelepciune. Înțelepciunea se capătă și prin rugăciune, cerându-i lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Și apostolul ne îndeamnă și spune lucrul acesta, cine nu are înțelepciune să o ceară de la Dumnezeu cu credință. Creștinul matur este un creștin înțelept, este o persoană care face decizii corecte în viață. De cele mai multe ori, eșecurile în viață vin în urma deciziilor greșite. Decizii greșite la nivel de trăire, decizii greșite la nivel de familie, decizii greșite cu cine să te căsătorești sau cu cine să nu te căsătorești, decizii greșite la unde să te duci să lucrezi sau unde să stai să locuiești, decizii greșite în viață, în viața de zi cu zi, și sunt foarte multe persoane care fac decizii greșite. Și asta e din pricina imaturității spirituale. Maturitatea spirituală se mai vede prin faptul acesta că este călăuzirea Duhului Sfânt în viața acelei persoane. Înțelepciunea aceasta de a ne abandona în mâinile lui Dumnezeu, de a ne lăsa călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Sunt foarte multe persoane care se cred mai înțelepți decât Dumnezeu, care se cred mai înțelepți decât Duhul lui Dumnezeu, care se cred mai înțelepți decât Cuvântul lui Dumnezeu. Și am observat un aspect în ceea ce privește maturitatea spirituală este mentalitatea persoanei, modul de gândire. Nu știu, pentru cei care au călătorit mai mult în afara Italiei și nu au avut de-a face doar cu poporul român și cu cel italian, fiecare națiune în felul ei se distinge una de alta. Și fiecare națiune are mentalitatea ei, are modul ei de gândire. În general, o persoană care este matură are o mentalitate înaltă, un mod de gândire care vede la distanță, care vede în mod corect lucrurile, care este călăuzită de Duhul lui Dumnezeu.
Înțelepciunea întotdeauna este văzută în momentul în care o persoană este crescută din punct de vedere spiritual, este matură din punct de vedere spiritual. Și maturitatea se vede în modul de vorbire, la ce vorbești cu prietenii, la ce vorbești cu soția sau cu soțul sau cu copiii sau cu părinții. Noi, ca și copii al lui Dumnezeu, suntem chemați ca să trăim la un alt nivel de cum trăiesc oamenii din lume. Suntem chemați să vorbim într-un alt mod, să trăim într-un alt mod, să avem o gândire matură. Iau întotdeauna exemplul acesta. De exemplu, noi în ultima perioadă am început să călătorim foarte mult cu avionul, folosim foarte mult mijlocul acesta de transport. Ce părere aveți? Cum v-ați urca într-un avion dacă ați vedea că pilotul vine, ce știu eu, ce frizură, îmbrăcat în nu știu ce fel de haine, tatuat cu cercei în nas, în urechi, în gură, în limbă? Cu ce încredere v-ați urca în avionul respectiv? Nu am urca cu bucurie sau cu liniște. Arată foarte mult la modul cum arătăm, la modul cum vorbim, la modul cum ne raportăm, maturitatea. Sunt lucrurile mărunte care foarte mulți oameni nu le iau în seamă, dar maturitatea se vede în modul cum vorbești. În al treilea rând, maturitatea spirituală se manifestă prin felul cum noi ne îndeplinim datoriile noastre. Și asta înseamnă credincioșie. Maturitatea are un simț al responsabilității. Ești responsabil de ceea ce ți s-a încredințat ție. Atât din punct de vedere firesc, dar și din punct de vedere spiritual. A fi responsabil de lucrurile care ți s-au încredințat ție. Maturitatea înseamnă credincioșie, a fi responsabil. Noi suntem responsabili de sufletul nostru, suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu, suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu de legământul care l-am încheiat cu Dumnezeu. Suntem responsabili față de soția sau soțul nostru. Suntem responsabili față de copiii noștri și față de nepoții noștri și generațiile care vin după noi. Suntem responsabili. Asta înseamnă credincioșie în lucrurile mici și în lucrurile mari. Asta înseamnă maturitate, înseamnă credincioșie. Dumnezeu vrea să ne spună că noi trebuie să rămânem credincioși planului lui Dumnezeu, voii lui Dumnezeu. A fi credincios, asta înseamnă a fi matur, adică nu gândesc cu ușurință față de ceea ce Dumnezeu mi-a încredințat. Și fiecăruia dintre noi Dumnezeu ne-a încredințat ceva. Fiecăruia ne-a încredințat Dumnezeu ceva. Noi trebuie să fim credincioși acelui lucru care Dumnezeu ne l-a dat. Domnul să ne binecuvinteze să înțelegem faptul acesta că noi suntem chemați ca să fim credincioși înaintea lui Dumnezeu, să fim maturi din punct de vedere spiritual, să nu ne jucăm cu planul lui Dumnezeu, cu voia lui Dumnezeu, să nu ne jucăm cu aspectul acesta, pentru că suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu. În al patrulea rând, maturitatea spirituală este manifestată prin disciplină. A fi o persoană disciplinată. Disciplina o vedem în cuvântul lui Dumnezeu în viața lui Daniel. Daniel a fost un om de stat. A fost un om care Dumnezeu i-a încredințat lucruri mari. Și chiar dacă i s-au încredințat lucruri mari, omul acesta a fost un om disciplinat. Spune cuvântul lui Dumnezeu, deși el era un om de stat, era un om care a fost alături de împărații vremii respective, omul acesta a avut o viață disciplinată. El a hotărât ca să nu se spurce cu bucatele împăratului. A avut o viață disciplinată din punct de vedere moral
Și apoi a avut o viață disciplinată în ceea ce privește viața de rugăciune. Chiar dacă s-au dat legi împotriva acesteia, omul acesta s-a rugat înaintea lui Dumnezeu și nu s-a temut ca să se roage și a avut o viață disciplinată. O persoană matură este o persoană care se roagă înaintea lui Dumnezeu. O altă persoană care o vedem în cuvântul lui Dumnezeu este Iosif în Egipt, care întotdeauna persoana aceasta a fost o persoană disciplinată în fața tatălui, în fața fraților săi, a fost o persoană disciplinată în fața stăpânilor care i-a avut în casa lui Potifar, a fost o persoană disciplinată în temniță, a fost o persoană disciplinată în țara Egiptului, a fost o persoană de bază și asta a arătat faptul acesta că era o persoană matură. Atunci când se ducea și îi spunea tatălui său despre ceea ce făceau frații lui, chiar dacă el era printre cei mai mici frați, el gândea cu altă gândire, avea o altă mentalitate. Era o persoană matură din punct de vedere spiritual. Maturitatea asta a ridicat ura fraților săi. Și persoana aceasta, omul acesta, Iosif, a fost o persoană matură pentru că în viața lui s-a văzut în mod efectiv roada Duhului Sfânt. Mă rog astăzi ca roada Duhului Sfânt nu numai să vorbim despre ea de la amvon, dar ea să fie o realitate în viața noastră. Roada Duhului Sfânt să fie așa cum a fost în viața lui Iosif, așa cum a fost în viața lui Daniel, așa cum a fost în viața apostolilor, a fost în viața ucenicilor, să fie în viața noastră. Și lucrul acesta înseamnă disciplină. Roada Duhului Sfânt aduce disciplină în viața noastră, aduce maturitate în viața noastră. Domnul să ne binecuvinteze să înțelegem faptul acesta că disciplină înseamnă viață de sfințenie, disciplină înseamnă viață de rugăciune. Viața de rugăciune nu trebuie să fie doar atunci când noi avem necazuri, când avem probleme, atunci când trecem prin boli, când trecem prin accidente, când trecem prin pierderea părinților sau a copiilor sau a fraților sau a surorilor, atunci ne punem pe genunchi ca să ne rugăm Domnului, atunci se vede că suntem penticostali. Nu, viața de rugăciune înseamnă că avem o viață dedicată lui Dumnezeu în rugăciune. Și biserica primară în fiecare zi se aduna și se ruga și oamenii lui Dumnezeu întotdeauna au fost oameni ai rugăciunii. Și oamenii aceștia au avut o viață disciplinată. Rugăciunea trebuie să fie o cultură pentru noi. Noi trebuie să ne însușim această cultură a rugăciunii. Că rugăciunea trebuie să fie o disciplină a vieții noastre, a trăirii noastre cu Dumnezeu. Pentru că în momentul în care noi, ca și copiii lui Dumnezeu, suntem maturi și la nivelul acesta, ideea noastră despre rugăciune este total diferită decât aceea a celorlalți creștini, noi avem o viață spirituală total diferită. Adică niciodată nu vom fi luați prin surprindere, prin încercări și prin necazuri. Pentru că rugăciunea ne duce la un alt nivel, adică ne aduce la un nivel de maturitate spirituală deosebită. Și am văzut lucrul acesta în Faptele Apostolilor, o vedem în viața lui Petru, o vedem în viața lui Pavel, viață de rugăciune care este o viață disciplinată. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze să înțelegem faptul acesta că noi ca și copiii lui Dumnezeu, noi ca și biserică, familiile și persoanele trebuie să se roage înaintea Domnului, trebuie să aibă o viață disciplinată. Și aspectul acesta de foarte multe ori lipsește din viața noastră. Sunt foarte mulți oameni care se abandonează unor idei că Domnul o să ne dea și o să ne călăuzească și merg așa în felul acesta. Dumnezeu ne cheamă să ne rugăm în continuu, să ne rugăm neîncetat. Dumnezeu ne cheamă să avem o viață de rugăciune în așa fel încât Duhul Sfânt să poată pune în gura noastră cuvinte de rugăciune. Să fim maturi din punct de vedere spiritual. Apoi, maturitatea spirituală se manifestă prin devotament. Devotament. A fi o persoană devotată sau o persoană plină de râvnă pentru ceea ce ți s-a dat. Devotamentul pe care îl avem, în primul rând, față de cuvântul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu. M-am gândit de foarte multe ori la aspectul acesta și atunci când vorbesc de devotament, mă uit la Iosua, așa cum am citat din Iosua 1:8,
Dumnezeu i-a încredințat poporul. Lui Israel l-a încredințat lui Iosua. El trebuia să ocupe țara Canaanului și Dumnezeu îi spune, cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugeta asupra ei zi și noapte și atunci vei izbuti în toate căile tale. Devotamentul față de cuvântul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim devotați față de lucrarea lui Dumnezeu în mod continuu. Eșecurile se văd în momentul în care noi, în primul și în primul rând, renunțăm la ceea ce ni s-a încredințat. Și am observat aspectul acesta că în momentul în care Dumnezeu ne încredințează un lucru pentru care să ne rugăm, ne rugăm pentru lucrul respectiv și după aia nu ne mai rugăm. Lăsăm lucrul respectiv și mergem mai departe. Dar Dumnezeu nu vrea lucrul acesta. Dumnezeu vrea să ne rugăm pentru lucrul acela până când Dumnezeu ne dă biruință în problema respectivă. Dumnezeu îți încredințează o lucrare și lucrarea respectivă tu trebuie să o duci la bun sfârșit. Adică, ce înseamnă lucrul acesta? Eu n-am văzut pe nimeni care să înceapă o casă și să o lase acolo în paragină. O lași acolo, un om întreg la minte, bineînțeles, o lași acolo și nu te mai interesează de ea. Pur și simplu o abandonezi în totalitate, o lași acolo. Sau cineva care pregătește o mâncare și o femeie care începe să gătească și la un moment dat abandonează tot lucrul ei acolo și se duce și își face altceva și nici nu mai interesează de problema respectivă. Noi ca și copiii lui Dumnezeu ne cheamă Dumnezeu ca să avem devotament față de ceea ce ni s-a încredințat nouă. Adică lucrul acela noi nu trebuie să-l lăsăm. Nu trebuie să îl părăsim și Domnul să ne ajute să avem întotdeauna acest devotament deosebit. Dar nu numai atât. Maturitatea spirituală se vede și atunci când trecem prin probleme, prin necazuri. De foarte multe ori se vede aspectul acesta în momentul în care trecem prin probleme, prin necazuri, la modul cum ne raportăm în primul rând la Dumnezeu și apoi cum ne raportăm la problemă. Care este atitudinea noastră în momentul în care noi ajungem într-o încercare care poate de multe ori, spunem noi, ne depășește. O suferință sau o încercare care ne depășește. Suntem depășiți în momentul în care nu suntem maturi din punct de vedere spiritual. Maturitatea este o chestiune foarte serioasă în viața noastră. Dumnezeu vrea ca noi să ne raportăm la suferință, la probleme, la lipsuri, la necazuri, într-un mod matur. Ce a spus Iov în mijlocul necazului? Dumnezeu a dat? Dumnezeu a luat? Aș vrea ca în ziua de astăzi să-i cerem lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne ajute ca să ne maturizăm din punct de vedere spiritual. Maturitatea spirituală nu se întâmplă într-o singură zi. Maturitatea spirituală este un proces. Nu ajungem la maturitate spirituală peste noapte. Nu ajungem la maturitate spirituală citind din când în când din Biblie, cerându-i lui Dumnezeu anumite lucruri. Maturitatea spirituală, și sunt reperele acestea ale maturității spirituale care în primul rând este roada Duhului Sfânt în viața noastră, pentru că Duhul Sfânt atunci are totul din viața noastră. Un alt reper al maturității spirituale este iubirea aceasta a părtășiei cu Dumnezeu și părtășiei cu frații și surorile, a iubi părtășia cu Dumnezeu, a-ți place să stai de vorbă cu Dumnezeu. Maturitatea spirituală înseamnă o credință și o cunoaștere profundă a lui Dumnezeu, a cuvântului lui Dumnezeu, să-L cunoști pe Dumnezeu și să îți placă lucrul acesta, să-L cunoști pe Dumnezeu. Maturitatea spirituală înseamnă să te asemeni tot mai mult cu Hristos. Asemănarea noastră cu Hristos este esențială, pentru că în momentul în care noi ne asemănăm tot mai mult cu Domnul Iisus Hristos, asta înseamnă să fim maturi din punct de vedere spiritual și apoi
stabilitate și statornicie interioară în viața cu Dumnezeu. A fi statornic din punct de vedere spiritual. De aceea, iubiți frați și surori, aș vrea să îi cerem lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne binecuvinteze din punct de vedere spiritual, să ne crească și să ne maturizeze pe fiecare. Să îi cerem lui Dumnezeu ca lucrul acesta să rămână ca un reper al gândirii noastre. La ce nivel sunt eu ca și individ înaintea lui Dumnezeu? Să ne punem întrebarea asta. La ce nivel sunt din punct de vedere spiritual? La ce nivel sunt din punct de vedere, al maturității spirituale? Eu, soția mea, copiii mei, suntem prunci în Hristos sau suntem oameni mari? Apostolul Pavel, când scrie Efesenilor cuvintele acestea, spune ca să nu mai fiți prunci, plutind încoace și încolo, ci să fiți oameni mari, adică maturi din punct de vedere spiritual. Mă rog Domnului ca El să ne binecuvinteze. Mă rog Domnului ca El să se atingă de mintea noastră, să creștem din punct de vedere spiritual, să ne maturizăm la fiecare nivel. Știți unde se văd anumite lucruri dacă o persoană este o persoană matură din punct de vedere spiritual? Prin atitudinea care o are față de Dumnezeu, față de cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut oameni care râd și glumesc pe lucruri care nu sunt plăcute, lucruri care nu, chiar pur și simplu sunt jenante. Am văzut imaturitate prin bârfă, maturitate prin atitudinea aceasta de a sta într-un mod așa înălțător față de alții, prin a batjocori pe unul și pe celălalt. Toate aspectele astea arată imaturitatea persoanei. Dumnezeu ne cere ca noi să fim maturi din punct de vedere spiritual, ne cere ca să ajungem la nivelul acela să Îl slujim pe Dumnezeu și să avem o maturitate deosebită, pentru că în momentul în care suntem maturi din punct de vedere spiritual, putem ca să fim la îndemâna lui Dumnezeu. Întotdeauna o persoană matură din punct de vedere spiritual va fi gata de orice lucrare. Dumnezeu să ne crească, Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne ajute să fim credincioși lui Dumnezeu și să fim devotați lui Dumnezeu, să ajungem la această statură a plinătății lui Hristos, să fim oameni desăvârșiți, să fim oameni maturi, să avem o gândire nouă, o gândire înaltă, o gândire care vede lucrurile prin ochii lui Dumnezeu, prin voia lui Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu, și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.